În câteva cuvinte o să vă spun ce reprezintă această structură a Poliției Române. Poliția de Investigare a Criminalității Economice reprezintă structura specializată care, așa cum ați menționat dumneavoastră, are ca principale atribuții prevenirea și combaterea tuturor infracțiunilor de natură economică pe care le avem reglementate în România. Avem în acest sens ca și obiectiv general al structurii de asigurarea legalității mediului de afaceri. Și aici, când vorbim de asigurarea legalității, vorbim de, în principal de fenomenele infracționale care se manifestă cu preponderență și vorbim de evaziune fiscală, vorbim de contrabandă și fraude vamale în general, vorbim de fraude la regimul achizițiilor publice, vorbim de infracțiuni care afectează drepturile de proprietate intelectuală și alte infracțiuni economice care se manifestă în România. Structura este parte componentă a poliției judiciare în general și în acest sens se exercită în principal atribuții de descoperire, cercetarea infracțiunilor din domeniul de competență. Suntem organizați la nivel central ca direcție în structura Inspectoratului General al Poliției Române. La nivel teritorial avem, la nivelul fiecărui județ, câte un serviciu de investigare a criminalității economice, iar la nivelul Direcției Generale de Poliția Municipiului București avem 7 structuri organizate atât la nivel central cât și la nivelul fiecărui sectoare. Revenind la cele menționate de dumneavoastră referitoare la colectare, într-adevăr, din punct de vedere al atribuțiilor, structura pe care o reprezint contribuie la în principal la combaterea infracțiunilor care se manifestă, care au impact asupra taxelor colectate cu și contribuțiilor colectate la bugetul de stat, însă strict de colectare vorbim de o componentă administrativă și în acest sens cooperarea noastră sau este foarte importantă în ceea ce privește organele fiscale și aici mă refer la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Vamală Română, iar în celelalte, din cealaltă componentă de poliție judiciară, colegii mei desfășoară activități de urmărire penală în coordonarea procurorilor în funcție de competențele stabilite de codul de procedură penală.